Deci instanța de judecată a admis demersul procurorului anticorupție, prin care a fost aplicat arestul preventiv pe un termen de 30 de zile în privința învinuitului Filat Vladimir. De ce a durat atât de mult? Este dreptul instanței, deci ne-am expus noi, au fost foarte multe aspecte, foarte multe probe care nemijlocit atestau necesitatea de a fi aplicată măsura preventivă, le-am rezumat, le-am motivat, respectiv și apărătorii s-au expus pozițiile lor și instanța a rămas în deliberare.